cunoașteți despre război din Ucraina? Dar cum? Și ce părere aveți? Ce ușii de Rusia. Da. Cum credeți, Rusia a invadat Ucraina, da? 24 februarie, până anul urmă. Cred că. Da, ea a invadat, avem aici și o hartă și se vede din toate părțile, Rusia invadează Ucraina. Dar ce părere aveți despre o susținere morală din partea cetățenilor Republicii Moldova către poporul ucrainean? Parcă i-am primit. Da, noi am susținut material pe cei care au venit, dar cei care au rămas și luptă ar trebui susținuți. Demu? Dacă nu au vrut să vii și ei? Da, dar ei și apără patria, au rămas să lupte. De la să lupte, că-i patria lor. Corect. Și noi avem aici o scrisoare care o trimitem în Rada Suprema Ucrainei din partea noastră cu o susținere morală și le scriem din Republica Moldova să susținem lupta Ucrainei pentru independență și suveranitate contra ocupației și dictaturii rusești. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Cedat poporul ucrainean, poate rușii puteau să ajungă și la noi în Republica Moldova. De asemenea, dorim o colaborare strânsă între armatele noastre, Republicii Moldova și a Ucrainei, deoarece armata Republicii Moldova are mult de ce învăța de la armata Ucrainei, care se află de un an. Dar noi avem armată! Tocmai de asta. Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum au anexat și Crimea, Donețcu, Luganscu și Zaporojie. Sunteți de acord? Da. Eu v-am spus anterior că nu avem armată. Cum credeți? Ar trebui să... ca statul nostru să investească în armată. Eu am fost 3 ani în slujă. Las fii să mă băzat că și pe mine. Da, tineretul de ziua de azi nu prea dorește să meargă la armată. Dar țara noastră trebuie apărată, are nevoie de o securitate. Concret. Tocmai de asta noi avem o petiție în care avem niște priorități pentru o armată competitivă. Avem nevoie de o armată profesionistă, rezerviști pregătit, tineret pregătit. Cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbă. O populație antrenată și în armată la nivel elvețian. Cunoașteți despre Elveția, o țară destul de mică, dar din punct de vedere militar este foarte dezvoltată. Și de asemenea armament care nu poate să fie cumpărat din străinătate, să fie fabricat în Republica Moldova de întreprinderi private. Sunteți de acord? La scumpele. Sunteți de acord să ne lăsați și aici o semnătură? Scrisoarea asta deja o trimitem în Republica Moldova, la miniștri și deputații de aici. Unde? Despre NATO cunoașteți? Nu prea. Dacă nu cunoașteți despre NATO, pot să vă spun că NATO înseamnă un bloc militar în care sunt mai multe state. M-auzit. Sunt mai multe state din Europa incluse și dacă o țară anumită este atacată, celelalte state vin și rezolvă problema, mai întâi pe cale pașnică, iar dacă nu, pe cale militară. De asemenea, noi avem o scrisoare, avem niște beneficii după aderare, 30 de state aliate, cele din Uniunea Europeană împreună cu SUA și Canada, apărare colectivă în caz de atac, securitate militară sporită, cooperare militară, antrenamente militare, tehnică militară modernă, armament militar modern. Și în caz de ceva, dacă Moldova aderă la NATO și se iscă un război, celelalte state vor veni în ajutor. Nu știu, noi că nu am intrat în NATO, da, încă. De asta și cerem o aderare la NATO. Sunteți de acord cu această petiție? Da. Puteți ne lăsați și aici o semnătură?